Profit Point. Educația înseamnă profit. Eu sunt Panaitor Mihai, am 30 de ani, m-am născut în localitatea Galați. M-am oprit la o facultate tehnică. Mi-am dat seama ulterior că nu mă ajută cu absolut nimic. Am încercat totuși să fac o schimbare în viața mea. Îmi caut un scop, anume pentru a ajunge la rezultate financiare, personale, profesionale. Eram liber profesionist, adică nu aveam un șef, nu aveam un patron, lucram pentru mine zi de zi, aveam propriul meu program, însă era o mică responsabilitate pe capul meu, adică trebuia să-mi câștig pâinea zi de zi. Aveam un câștig destul de mare pentru medie din România, însă aveam probleme oarecum cu cheltuielile pe care le aveam. Adică veniturile mele nu erau foarte mari pe lângă cheltuielile mele. Și atunci mi-am dat seama totuși că nu este în regulă, pentru că părinții îmi tot spuneau, mi-au transmis totuși că ai nevoie de bani puși deoparte pentru zile negre. Am conștientizat la un moment dat că este nevoie de o schimbare, nu este ok să trăiești de pe zi pe alta, adică lunar, și așa am ajuns până la urmă la cursurile Profit Point. Nu aveam niciun fel de noțiuni financiare, adică nu respectam absolut nimic. Ce bănuți prindeam pe mână, îi și cheltuiam, emoțional mergeam în pasive. Este o oportunitate de a participa la acest curs, pentru că eu am realizat că este o oportunitate, practic a fost cheia de care aveam nevoie în acel moment al vieții mele. Cursanții de acum poate nu simt, nu își dau seama, nu realizează de oportunitatea pe care noi oferim, punem la dispoziția lor toate resursele, oferim principii solide prin cursurile pe care le avem. Asta am simțit eu, practic, că am trecut prin fenomenul ce se numește Profit Point, pe care dacă îl lași să aibă efect, te vei trezi în mai puțin de o lună cu principii solide cu privire la educație financiară. Vei ajunge să obții principii solide precum economisește, fond de urgență, investește, diversifică, investește în educația ta. Principii solide, adică vei gândi oarecum diferit. Vei gândi ca un antreprenor și pe termen lung. Eu am avut nevoie de schimbare. Exact, schimbarea aceasta trebuie să o transmit către cursanții mei cu care colaborez. Schimbarea la nivelul gândurilor și la nivelul mindset-ului pe care îl au, pentru că oarecum se îngrădesc, nu-și dau voie să cunoască domenii unde sunt foarte multe oportunități, precum această piață financiară. În primul rând să conștientizeze că este nevoie de schimbare, apoi să înceapă să se educe, să investească puțin în educația lor, pentru că investiția în educație aduce cele mai bune randamente pe termen lung, și mai apoi să aplice lucrurile pe care noi le transmitem, pentru că vor avea rezultate. Aceste preconcepții nu te lasă să iei decizii libere bazate doar pe informații noi pe care le primești. Dovezile care ți se arată, nu poți lua decizii pentru că ești deja setat la nivel intelectual. Iar noi, trainerii de la Profit Point, avem o misiune dificilă, pentru că trebuie să lucrăm la mindset-ul cursanților. Trebuie să facem un declic la nivelul gândirii, tocmai pentru a-și da voie să cunoască acest domeniu cu ajutorul căruia își pot schimba viața, adică să-și dea voie să meargă la cursuri, să se înconjoare de oameni profesioniști, oameni care au fost în locul lor și care au ajuns la un succes financiar. Noi luăm practic acest domeniu de la zero prin acele cursuri teoretice. Avem un proces educațional prin care ei pot învăța să-și gestioneze mai bine finanțele, propriile finanțe, să investească cu cap astfel încât ei să obțină venituri pasive în urma acestor cursuri. Dar este nevoie de implicare. Vrei să înveți să lucrezi mai bine pe termen lung, să te educi și să investești cu cap. În secunda 2, după ce dobândim anumite cunoștințe, să aplicăm în viața reală. Dorim ca oamenii să ajungă la un succes financiar, la independență financiară. Este un proces de educație, step by step. Nu ai cum să sari peste, ambiție, perseverență, pe studiu, nu ne bazăm pe hazard, nu ne bazăm pe noroc. Zilnic să fii activ, astfel încât tu să ajungi la rezultatele pe care ți le dorești. Noi spunem întotdeauna că vom face storno dacă cursanții nu sunt mulțumiți de informațiile pe care le dobândesc la cursurile noastre. Eu îmi ofer timpul pentru a te ajuta și pentru a-ți transmite informații, deși riscul este total al meu și al companiei.
acel job care ți se părea sigur la sfârșitul anului 2019 a devenit deodată nesigur. Și atunci noi trebuie să conștientizăm că avem nevoie de investiție în educația noastră, de a ne crea anumite cunoștințe și de a ne agăța poate de anumite oportunități care se ivesc poate pe timp de criză financiară. Trebuie să căutăm să ne dezvoltăm mental, să căutăm soluții pentru a obține timpul necesar de a face ceea ce dorim noi cu adevărat. Profit Point. Educația înseamnă profit.